ziua, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile amiezii. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Deputații de la PD pentru Moldova și pro-Moldova au fost pe rând la consultări cu Maia Sandu la președinție, iar discuțiile continuă cu alte fracțiuni. Călătoria cu troleibuzul și autobuzul va putea fi achitată de mâine cu cardul în capitală. Astăzi, taxarea electronică a fost testată, iar sistemul a dat eroare. На втором этапе у нас будут установлены стационарные валидаторы. Он не может оплатить второй раз. Может. Doi polițiști din Bălți au fost reținuți pentru că ar fi cerut mită de la o femeie ca să-l angajeze pe fiul acesteia în cadrul inspectoratului. Deputați de la PD, Pro-Moldova și Pentru Moldova au fost la consultări cu Maia Sandu la președinție. Despre ce au discutat ne spune colega noastră Daniela Andreev. Daniela, bună ziua! Bună ziua, Valeria! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Primii care au fost invitați au fost cei din Partidul Șor și Platforma Pentru Moldova. După ce au stat aproape o oră la discuții cu președintele, aceștia au ieșit în fața presei și au spus că sunt mulțumiți de dialogul pe care l-au avut cu Maia Sandu, fără să ofere prea multe detalii de ce anume sunt mulțumiți. Aceștia susțin că pledează în continuare pentru anticipate, doar că până atunci trebuie să fie investit un guvern anticriză, iar când va fi depășită criza pandemică, atunci vor fi și ei gata pentru alegeri anticipate. Totodată, aceștia rămân pe poziții, susțin în continuare candidatura Marianei Durleșteanu. I-am întrebat dacă sunt deschiși pentru discuții privind înaintarea altei candidaturi. Aceștia nu au oferit un răspuns clar, dar au lăudat-o pe Mariana Durleșteanu și au spus că sunt deschiși pentru dialog. Ulterior, la discuții au venit și cei din grupul Pro-Moldova. Candu la fel susține investirea unui guvern anticriză. L-am întrebat dacă este gata să susțină candidatura propusă de majoritatea PSRM pentru Moldova, Partidul Șor, Mariana Durleșteanu, iar Andrean Candu a spus că nu poate deocamdată să se expună pentru că nu a văzut programul de guvernare al candidatei. Iar democrații la fel susțin investirea unui guvern pentru depășirea crizei pandemice, doar că aceștia susțin că vor sprijini candidatura propusă sau găsită de PSRM, Platforma DA, PAS și PD. Întrebați dacă sunt gata să discute inclusiv candidatura lui Andrei Năstase, Pavel Filip a spus tranșant că da, sunt deschiși și pentru această candidatură. Totodată, liderul democrat a declarat că după discuțiile pe care le-au avut pe platformă parlamentară, toate partidele pe care le-am menționat anterior sunt deschise cu excepția PAS. Acum câteva minute au venit la discuție și cei din Platforma DA. Urmează să vină și cei din PAS și socialiștii. Urmăriți în continuare câteva declarații. Am argumentat poziția noastră cu referire la doamna Mariana Durleșteanu și am argumentat anume dat fiind faptul că doamna Durleșteanu este în afara politicii din Republica Moldova și totodată Platforma Parlamentară pentru Moldova a menționat din start că îi dă dreptul ca să-și aleagă un guvern cu care, membrii unui guvern cu care se poate scoate Republica Moldova din criză. Noi suntem în criză pandemică gravă și criză economică cu toate consecințele ei. În această perioadă țara trebuie guvernată. Și nu doar guvernată pur și simplu, dar guvernată cu un program foarte bine pus la punct din punct de vedere a măsurilor anticriză. Suntem în situație când oricare polemici politice, acum și gândurile despre ratingurile partidului și alegerile anticipate, este o crimă împotriva acestei societăți. Noi cunoaștem care sunt prognozele, ele sunt foarte sumbre și societatea are nevoie de o mână fermă de a administra lucrurile în Republica Moldova în această perioadă.
Desigur că avem nevoie de impunerea unei stări de urgență cu implicarea poliției, cu implicarea militarilor care să asigure respectarea regulilor și restricțiilor impuse de guvern. Republica Moldova nu va opri vaccinarea cetățenilor cu AstraZeneca, decizie luată zilele trecute de numeroase state europene pentru că nu au fost înregistrate reacții adverse severe. Anunțul a fost făcut de coordonatoarea campaniei de imunizare din țară. Potrivit acesteia, 25% dintre angajații medicali au primit deja prima doză. Agenția Europeană a Medicamentului rămâne pe poziția despre un beneficiu incontestabil a vaccinului AstraZeneca în prevenirea maladiei cum este COVID-19. Toate vaccinurile care sunt aprobate de către lista de aprobare de urgență a Agenției Europene a Medicamentului sunt sigure, sunt eficiente și cazuri de decese nu sunt. Totodată, experții au menționat că din cei peste puțin 15.000 de angajați medicali vaccinați, în jur de 300 au prezentat reacții adverse ușoare, cum ar fi febră, slăbiciuni și dureri în locul unde a fost administrat serul. O singură persoană a avut o reacție alergică cu erupții pe coapsă și abdomen, susține responsabilii. De astăzi, o parte din elevi din toată țara au revenit în bănci. La Orhei, unde este cod roșu, autoritățile au spus că prezența în clase să fie de 100%. Colega noastră, Andreea Iriciuc, urmărește subiectul și vine cu detalii. Andreea, bună ziua! Bună ziua, Valeria! Bună ziua tuturor! Începând de astăzi, elevii claselor primare și cele absolvente au revenit la ore cu prezență fizică, în dependență de modelul ales de fiecare instituție. Celelalte clase învață în continuare în regim online. La intrarea în instituție, elevilor le este măsurată temperatura și fiecare își dezinfectează mâinile. Din câte am reușit să vorbim cu profesorii și elevii, aceștia ne-au spus că le este mai ușor de asimilat informația atunci când sunt în clase. Totuși, unii dintre ei ne-au mărturisit că le este frică și că sunt îngrijorați de situația pandemică din țară. Totodată, la Orhei, unde la fel este cod roșu în sănătate, autoritățile au cerut ca să fie prezenți toți elevii și toți profesorii cu prezența fizică de 100%. Asta deși situația pandemică este una agravantă și se agravează pe zi ce trece. Acestea au fost informațiile. Cu mai multe detalii revenim în următorul jurnal. Valeria. Andreea, mulțumesc! Pandemia bate un nou record. Ieri s-au înregistrat 39 de decese provocate de coronavirus. Deși situația se agravează cu fiecare zi, autoritățile nu impună restricții noi, iar măsurile anticovid anunțate ieri s-au limitat la 5 corturi instalate în oraș. Salvatorii vor împărți pliante trecătorilor cu informații despre cum să se protejeze. Unii oameni cred că inițiativa nu este suficientă. Între ambulanțele de la centrul de triere de la Moldexpo am surprins-o pe Claudia Făurean, care tocmai s-a externat și mergea acasă la Căușeni. Vine cineva după dumneavoastră sau vă așteaptă acasă? Fratele la ministru, el nu știe, eu mă duc să-i fac surpriză. Femeia a stat internată 2 săptămâni și a avut o formă de gravitate medie, însă nu toți sunt la fel de norocoși. În timp ce ea pleca, o altă ambulanță cu un alt pacient sosea. Valeriu este asistent medical și spune că acum virusul e mai agresiv și zilnic au pacienți cu forme grave. După numărul de explozie de cazuri, cel mai probabil avem varianta britanică. Avem formele grave, față de predominanța formelor ușoare care era la început de pandemie. Între timp, în oraș au apărut câteva corturi ale Inspectoratului General pentru situații de urgență. Unul este la Piața Centrală, iar lângă el o mașină a Inspectoratului cu megafon le amintea oamenilor despre existența virusului. Salvatorii au împărțit pliante oamenilor cu informații despre cum să se protejeze corect. Unii refuzau să le ia. Cam târziu. Ce ajut corturile astea? Să informeze lumea despre... Nu știu, știm de COVID-ul să dăm și noaptea prin somn și să... Nu, dar și...
Nu, sunt vreo 5, văd că. Fiecare e decizia cum, adică cum dorește el. Doar informăm populația privind reguli de apărare împotriva virusul de tip nou. S-au cam udat deja. Păi da, vedeți că afară cam e situația meteorologică. Dar credeți că oamenii le păstrează sau le aruncă? Sensul acestei inițiative este de a sensibiliza populația. Câte corturi aveți amplasate în oraș? Din cât cunosc, sunt 5 corturi. Potrivit IGSU, corturile au fost amplasate în cele mai aglomerate puncte din oraș, la Piața Centrală, Gara de Nord și Gara de Sud, pentru o perioadă nedeterminată. Alte măsuri, care ar putea ține în frâu pandemia, nu au fost anunțate. Asta în timp ce zilnic avem cifre record la capitolul decese și infectări. Astăzi, autoritățile raportează 39 de persoane decedate, cel mai mare număr de până acum, iar în ultimele 7 zile și-au pierdut viața peste 200 de persoane. Rata mortalității din martie fiind cu 50% mai mare decât în februarie. Totodată, în prezent avem 22.000 de cazuri active, ceea ce înseamnă de 4 ori mai mult decât acum 2 luni. Mai bine de 9.000 de contaminări le-am atestat în ultima săptămână. Astăzi sunt 861 de infectări, dar și teste au fost efectuate mai puține. Am încercat să aflăm dacă guvernul intenționează să impună un lockdown și ce măsuri pregătește, dar nu am primit niciun răspuns. Din cauza numărului mare de infectări, ambulanțele ajung cu greu acasă la bolnavi, iar starea lor se agravează între timp. O tânără din Anenii Noi spune că tatăl ei a fost internat prea târziu la spital, iar pentru că ajutor nu i-a fost acordat la timp, acesta a murit. Responsabilii din sănătate din raion nu ne-au răspuns la telefon pentru un comentariu. Această imagine a fost surprinsă de o tânără din Anenii Noi la morga spitalului din raion. La ora 11 dimineață, cum în fața mea este trecut un om împins de alți oameni, de medici care sunt costumi de cosmonauți. Și la 5 minute, tot așteptând, văd cum se mai duc. Daniela a ajuns în fața unității în ziua când tatăl ei s-a stins din cauza complicațiilor provocate de coronavirus. Tânăra ne-a spus că tatăl ei s-a izolat cel mai mult din familie și în mare parte era acasă, îngrijind de gospodărie. Bănuiesc cu venirea noii tulpini, care a venit mai devreme decât domnul primar a capitalei, a scris pe Facebook. Mama a luat-o, un pic mai târziu tatăl. În luna februarie, ambii părinți au fost internați la spitalul raional din Anenii Noi, fiind pozitiv la COVID. După 10 zile au continuat tratamentul acasă, până când tatăl Danielei a început din nou să se simtă rău. La un moment dat deja nu mai putea respira. Sunam la ambulanță, ambulanța ne spunea, sunam dimineața, ne spuneau că 112, spuneau că noi putem să ajungem seara, pentru că sunt așa de multe chemări, că noi nu puteam. Și atunci era medicul de familie. Avea peste câteva ore, timp în care starea s-a agravat. Bărbatul a fost internat în spital, unde a stat până pe 12 martie, când familia a fost anunțată despre decesul acestuia. Cauza morții, până la urmă, a fost cheaguri de sânge care s-au format în plămâni care nu i-au permis să respire mai departe. Este foarte obosit și eu sunt sigur că ei au făcut tot ce au putut. Am încercat să luăm legătura cu asistența medicală urgentă prespitalicească din Anenii Noi ca să ne spună de ce ambulanța a ajuns abia peste câteva ore, dar nu ne-a răspuns nimeni la telefon. Tânăra spune că autoritățile nu au gestionat corect pandemia de la bun început, iar numeroase familii au ajuns să trăiască asemenea drame. Ceea ce se întâmplă în Chișinău e o bulă în comparație cu ceea ce se întâmplă în țară. Fiecare ambulanță pe care o aud e un fel de reamintire la ceea ce s-a întâmplat. Ceea ce și-ar dori tata să le spună tuturor e că să aibă grijă, pentru că el un an de zile a stat în izolare. Ministerul Sănătății infirmă că în Moldova a existat tulpina britanică a coronavirusului. Responsabilii susțin că asta o demonstrează rezultatele a 10 probe trimise la un laborator din Germania. Experta în sănătate, Ala Tocarciuc, susține însă că 10 probe sunt insuficiente pentru a face o concluzie. Săptămâna trecută, un laborator privat din Chișinău a anunțat că jumătate din cei testați pozitiv acolo au mutația britanică. Laboratorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică a recepționat rezultatele primelor 10 probe expediate laboratorului din Berlin. Astfel, conform rezultatelor, nu a fost confirmată prezența tulpinii britanice. Reacția ministerului vine după ce la ședința primăriei Ion Ceban a vorbit despre prezența noii variante a virusului, făcând referire la informațiile primite din partea instituției. Avem confirmare de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale despre prezența noi tulpini britanice de coronavirus, fapt care explică și virulența sporită la pe de parte, pe de altă parte, specialiștii ne spun că Republica Moldova este într-un nou val epidemic, posibil avem deja o tulpină națională.
moldovenească, așa cum vorbesc medicii. Totodată, responsabilii de la Ministerul Sănătății susțin că au expediat aceluiași laborator alte 20 de probe pentru examinare, iar în contextul în care un laborator privat de la noi a depistat mutația prin kituri speciale, vor expedia probe și de acolo laboratorului german, care pentru identificarea noii tulpini folosește metoda secvențierii, aceasta fiind recomandată de OMS. Responsabilii au mai spus că au solicitat Organizației Mondiale a Sănătății suport privind dotarea laboratorului ANSP, astfel încât să fie posibilă depistarea și altor tulpini ale virusului. Experta în sănătate, Ala Tocarciuc, susține că 10 probe examinate nu sunt suficiente pentru a putea confirma sau infirma prezența tulpinii britanice în țara noastră. În primul rând, numărul de probe este foarte mic. Într-al doilea rând, noi nu cunoaștem condițiile conform căror criterii au fost selectate aceste probe înainte de a fi trimise. Deci nu cunoaștem definiția de caz care a fost aplicată. Am încercat să aflăm de la Ministerul Sănătății care au fost criteriile de selectare ale probelor expediate laboratorului din Berlin, dar am fost redirecționați către Agenția Națională de Sănătate Publică, reprezentanții căreia nu au răspuns la telefon. La fel, Tocarciuc a menționat că dacă laboratoarele private au depistat noua tulpină, cel mai probabil acest lucru va fi confirmat și de laboratorul german. Există o probabilitate mică că ar putea să nu se confirme, pentru că, mă rog, la fiecare fel de test, la fiecare metodă, este probabilitatea erorii. Dar ea este foarte, foarte mică în cazul acestor teste. Ala Tocarciuc a menționat că autoritățile nu trebuie să se axeze doar pe depistarea tulpinii britanice, ci și ale altor mutații îngrijorătoare, care ar putea să ajungă în țară pentru a cunoaște cum poate fi oprit numărul mare de îmbolnăviri. Totodată, experta spune că există probabilitatea unei forme naționale a virusului. Un băiat de 5 ani din Moldova a topit inimile juraților de la România au talent. Cum nu mai de furat, că ne-ați furat tot ce am avut și ce am muncit de generații și din țărani și oameni demni. Nu este prima apariție a lui Vlad Cioban pe scena talentelor. A fost și anul trecut, la fel cu o poezie. Vedeți prestația de aseară imediat la știri. Cu o întârziere de 2 luni, sistemul de taxare electronică în transportul public a fost implementat în capitală, dar nu în toate vehiculele și este abia la etapa de testare. Astăzi, responsabilii de la primărie au invitat presa ca să arate cum funcționează sistemul, care la un moment dat a arătat eroare. De mâine, călătorii vor putea achita călătoria cu cardul. Înconjurată de presă, primul care a testat taxarea electronică a fost primarul capitalei, dar Ceban nu a folosit propriul card, ci unul oferit de campania participantă la proiect. Ecranul. Iar la a doua încercare de a achita la un aparat instalat la intrarea în vehicul, cardul a dat eroare. Оплата проходит практически моментально. Сразу выходит чек, и это помогает вести учет поездок. De mâine, acest sistem de taxare electronică va fi implementat în 110 vehicule. Este vorba despre rutele de troleibuz 10, 22 și 30, dar și autobuzul cu numărul 2 și 5. Pentru a achita călătorie este suficient să apropiați cardul bancar sau telefonul cu datele cardului la acest aparat care se va afla la taxator. După semnalul sonor este eliberat un bon cu suma, ora și data călătoriei. Călătorii nu vor mai primi bilet chiar dacă achită cash. Taxatorul va avea la el mai multe carduri pentru diferite categorii de pasageri. На пример, когда заходит пассажир и даёт мне 3 лей, то есть как обычно. Значит, я прикладываю карту сюда. Приходит чек. Я отрываю его и даю пассажиру. И всё. Очень просто. Та же самая процедура и с абонементами, и с льготниками. Они мне показывают их документы, что с ними в данный момент, и я со своим сюда. Tamara muncește ca taxatoare în autobuz de un an. Spune că a înțeles cum să folosească aparatul, dar că îi va fi greu să le explice vârstnicilor noua metodă de plată, iar sistemul poate da erori. Я думаю, это более молодежная сфера, потому что у них есть банковские карточки и так далее. Încă n-am încercat cum a fi în orele de vârf, dar dacă o să fie aglomerat cum este uneori,
Vom vedea cum va fi parcurs. Taxatorul este în interiorul unității de transport pentru a deprinde populația de a achita electronic cu mijloace cum ar fi cardul bancar sau cum ar fi telefonul, pentru că avem și tehnologie NFC aici implementată, ceasul smart sau oricare alt dispozitiv smart. Proiectul pilot va fi testat de municipalitate timp de jumătate de an, iar după autoritățile își propun un parteneriat public-privat pentru implementarea sistemului în tot transportul din oraș. Timp de 6 luni, cheltuielile vor fi suportate de 2 companii bancare. Ion Ceban nu a putut să ne spună ce se va întâmpla cu taxatorii după ce achitarea va deveni electronică. 2 polițiști din Bălți au fost reținuți pentru că ar fi cerut de la o femeie 900 de euro ca să-l angajeze pe fiul acesteia în cadrul inspectoratului. Totodată, aceștia i-ar fi spus că poate influența responsabilii din cadrul spitalului Ministerului de Interne să elibereze actul necesar dacă femeia le va da 3500 de lei, susține Procuratura Generală. Tânărul nu a reușit să fie angajat. Cei 2 polițiști au fost reținuți în birourile lor de serviciu. Ei riscă până la 7 ani de închisoare. Fetele care au bătut și umilit o tânără de 15 ani din sectorul Ciocana riscă amendă sau închisoare de până la 5 ani pentru huliganism. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei. Potrivit oamenilor legii, 3 cauze penale deschise pe numele agresoarelor au fost trimise în judecată. 3 dintre fetele care luna trecută au agresat o elevă în sectorul Ciocana riscă amendă de până la 67.500 lei sau închisoare de până la 5 ani pentru huliganism. Informația a fost oferită de către ofițerul de presă al Poliției Capitalei după ce la ședința primăriei s-a anunțat că dosarele penale în care sunt vizate adolescentele au fost remise instanțe de judecată. Pe unele capete de acuzare a fost înaintată învinuirea și a fost remisă organul competent procuraturii pentru a merge cu ele în instanța de judecată, altele încă se află pe rol. Persoanele care, minorii, copiii care au fost implicați în aceste altercații, în acest grav, această crimă gravă, sunt luat stabilite în evidență. Potrivit poliției, câțiva dintre părinții participantelor la conflict au fost amendați cu 750 de lei pentru că au admis aflarea minorilor în localuri de agrement fără supraveghere. Totodată, la ședință primăriei s-a anunțat că vor fi desfășurate lecții despre consecințele bullying-ului și ce riscă cei care devin agresori. Incidentul a avut loc la începutul lunii februarie, când mai multe tinere au obligat-o pe eleva de 15 ani să le sărute mâinile, după care au luat-o la bătaie. Cine e prințesa? Nici vă ajut. Te rog. Adolescenta a stat mai bine de 1 săptămână internată în spital cu diverse traume, inclusiv comoție cerebrală. Comisia Europeană merge înainte cu proiectul pașaportului verde, care va include și alte informații pe lângă imunizare. Documentul va fi în principiu digital și disponibil pe telefon. Certificatul de vaccinare ar urma să fie prezentat mâine și pus în circulație în iunie. Comisia Europeană pregătește pentru mâine un draft de proiect al așa numitului pașaport de călătorie COVID sau pașaportul verde. Este de fapt un card care arată că nu avem noul coronavirus. Documentul va fi gratuit și va putea fi descărcat automat. Cel mai probabil, documentul va fi un cod de bare sau unul QR, ușor de verificat prin scanare și greu de falsificat. Toate țările emitente vor trebui să treacă pe acest pașaport COVID, una dintre următoarele 3 informații. Dacă ați fost vaccinat, rezultatul unui test care atestă că nu aveți COVID sau un test antigen care să ateste că ați făcut boala și că aveți anticorpi. Trebuie îndeplinită doar una din cele 3 condiții și puteți călători liber. Comisia Europeană va prezenta proiectul Parlamentului European, care trebuie să-l voteze. China deja a început să elibereze pașapoarte digitale de vaccinare. We will launch the Chinese version of the electronic traveler health certificate, which will verify nucleic acid test results and vaccination records with proper protection to personal privacy. Și Danemarca a lansat un certificat de vaccinare digital. Este vorba de o aplicație care utilizează un cod QR, care odată scanat oferă informații despre rezultatele testelor și vaccinare. The more countries that will connect to a platform where this information can be shared, the more valuable the platform gets, but we need to start somewhere. Grecia la fel eliberează certificate de vaccinare pe care oamenii le primesc după administrarea celei de-a 2-a doză de vaccin. Organizația Mondială a Sănătății s-a pronunțat însă împotriva pașapoartelor de imunizare.
At the present time, the use of certification of vaccination as a requirement for travel is not advised because, quite simply, vaccination is just not available enough around the world and is not available certainly on an equitable basis. În ciuda temerilor că ar putea produce discriminare, cei care au acest certificat vor avea în mod sigur un acces mai ușor la destinațiile turistice și vor putea călători în liniște, fără testări la frontieră, cozi sau carantină. Vlad Ciobanu, care i-a înduioșat pe jurați în sezonul 10 cu poezia sa patriotică, a revenit pe scena României Au Talent. Anul trecut, băiatul din Republica Moldova a ridicat în picioare publicul și a câștigat premiul de originalitate. Nici în ediția de aseară, copilul nu a renunțat la portul popular și s-a prezentat în fața juraților cu o nouă poezie. Cum nu mai e nici de furat, că ne-ați furat tot ce-am avut și ce-am muncit de generații, și din țărani și oameni demni, suntem mai rău decât argații. Și de această dată, Vlad Ciobanu a ridicat jurații și publicul în picioare și a fost rugat să mai recite o poezie, dar și o frământare de limbă. Erau trei negrese, țipi, țipi, tripi și țipi, tirim, pomponi. Și s-au căsătorit, ia cu țipi, ia ci dracu, țipi, tripi. Și ia-ți drag, țidronii cu țipiteri în pomponi. Lui Vlad îi plac poeziile care nu sunt cunoscute de toată lumea. Știe mai mult de 150, iar prima a învățat-o la 2 ani și jumătate. Părinții vor să-l îndrume spre actorie, dar Vlad vrea să devină președinte. Cu banii câștigați anul trecut la România Au Talent, s-a deschis un cont de economii și vrea să strângă bani pentru a-și cumpăra o casă. Și Tudor Limbean, de 10 ani din Alba, a venit în fața juraților cu o poezie îndrăzneață și cu atitudine. Atitudine pe măsură. Dar port să fie bine, chem mândrile la mine și le pun bățiță la ui, măi! Cezara Apetroaie, o asistentă medicală din Brașov, i-a cucerit pe jurați cu vocea sa. Și Radu Preda, un elev de 17 ani din Arad, i-a uimit pe jurați de cum a început să cânte. Ionuț Cristian Orodel, un student din Brașov, a uimit pe toată lumea cu o voce neașteptată și un talent incontestabil. O trupă de dans din Ucraina a oferit un spectacol neașteptat pe scenă. Mario Vâlceanu a rezolvat într-un minut cubul Rubik fiind legat la ochi. Ai stricat! Ești varză! Mario! Marina Grigoreva din Sankt Petersburg a încins atmosfera pe scenă cu un moment spectaculos de dans. Vineri, imediat după știrile Pro TV de la ora 20, urmăriți o nouă ediție a show-ului România Au Talent. Doamnelor și domnilor, jurnalul amiezii se încheie aici. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022213645. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!